În clipul de azi am plecat cu berechet într-un mini turneu la Costinești, după care la Buzău, și s-au dovedit a fi unul dintre cele mai caterincă zile din viața mea. Ne-am întâlnit cu o grămadă de personaje de astea de pe net. Am și vorbit puțin despre așa zis subiect dintre noi, pe Andreea, și o să râdeți o grămadă, așa că uitați-vă neapărat la clip. Costinești, mâine la aer, bă, sunt hype de tot felul. N-am mai făcut vlog de o grămadă de timp și am zis că, bă, trebuie neapărat să fac un daily vlog, pentru că o să fi plecat de acasă vreo 3 zile în total. Plecăm azi joi, Costinești, vineri Buzău și sâmbătă ne întoarcem înapoi acasă. Am aici în spate ghiozdanelul fresh cu câteva tricouri și bla bla bla. Să plecăm imediat cu mașina mea spre berechet. După care, după ce luăm pe berechet, acolo o să ne întâlnim și cu Mario, luăm și pe Mario și plecăm direct spre Dulcă, DJ-ul lui berechet și fratele nostru. La Dulcă e mașina cu care plecăm direct spre Costinești, că eu nu mai conduc, eu nu mai vreau să conduc, m-am săturat să tot conduc atâtea drumuri lungi spre mare, spre alea. Conduc ăștia, eu stau în spate frumos și face cateringă pe drum. Revenim de pe drum. Haide că ne-am urcat, suntem bine, am pornit către Costinești. Următoarea oprire Costinești, suntem cu Dulcă. Salut! Mario Negră de la Hugat Bar există. Salută vlogul berechetul tău și tu în cameră. Și cu Mihail aici, domnul nostru șofer în seara aceasta și prietenul nostru. Decolăm către Costinești, vă pupăm. Să mă bate oameni de nu mă simt, auzi? Zici că suntem în grupul ăla, sunt în excursie cu școala și suntem în grupul ăla de stăm pe ultimele locuri din spate. Mafia! Riz. Bă, am oprit și noi acolo la benzinărie. Ideea e că nu ar trebui să stăm foarte mult, că e ora, mama, am plecat târziu rău de tot. E ora 7:30, mâncava aici gura voastră. Și gândiți-vă că ăștia la 9 ar trebui să cânte în Costinești. 9 și puțin noi ar trebui să fim în Costinești. 9 ne apare pe voice că mai avem vreo 2 ore. Deci nu știu cum ajungem noi acolo. Ideea e că eu am fost să le iau pe berechet. La berechet a durat mai mult. După aceea am fost să le iau pe Mario. La Mario iar a durat. Mario a întârziat, a trebuit să se ducă. A fost o grămadă, a fost o nebunie totală în perimei. Deci o habar n-am. Să ajungem. Salut, eu sunt Matei. Și mănânc niște piept de piept. Ia, vorbește tu și eu. Salut, eu sunt Berechetu, am oprit și eu în benzinărie și sunt destul pe întârziere. Sunt cu fratele meu Dulcă, cel mai bun manager, cel mai bun DJ din țară. Dă puțin ochelari jos, că parcă nu pot să vorbesc cu tine așa. Sorry. Salut, Mario. Salută vlogul, frate. Mario e de la Cămin. De la ce Cămin? La Căminul Dulințe. De acolo ești? Da, sunt din Pajura. Pentru că ai dat sesiune, mi-a răspuns la mesaj de asta. De asta ești supărat, Cristi, tu pe mine? Că nu ți-am mai răspuns la mesaje? Nu, ai dat sim, mi se pare. Nu ți-am dat sim. Asta e și mai grav, e și mai... Nu ți-am dat sim. M-a spart, s-a dus Cristi Hop. S-a supărat Cristi Hop pe mine, vere. M-a dat afară Cristi Hop. Oricum e supărat pe toată lumea. Nu se poate așa ceva, uitați-vă și voi. Băi, am dat drumul la live special pentru Cristi Hop. Pare rău, Cristi, că ți-am dat sim. Dacă îmi dai mesaj, promit că următoarea dată stai aici cu tovarășul meu care e martor. Nu-i mai dau sim. Nu-i mai dau simt în momentul ăsta, adică nici îl țin delivery. Costinești, am ajuns! Mâine picioare că venim! Vreau și eu 12 lei 30 dacă aveți. Vreau să-mi iau 12 covriși cu sare și unul cu mac. Da, deci am ajuns la Costinești, bă, să mă bată mama. Trebuia să ajungem la 9 și ora 9:25. S-a strâns aici toată brigada Andreea Bostănică. Bro, I heard that you like Andreea Bostănică. Bro, berechet wants to kill me, so I don't know. Stop. Mai veru. Bros before hoes, bro. Berechet crâmbau. Da, băi băieți, aici am backstage la Vlad Arena. E ceva inedit, mie îmi place aici. Băi, și acum urmează să intrăm pe scenă. Urmează cea mai șmecheră coreografie care ați văzut-o vreodată. Așteptați filmată de părul meu, ursarul, fratii mei, cum ar veni. Vă pup, pa! Mai din spate, mai din spate, mă, bățină bine. L-arunc. Dar de unde pentru Andreea Bostănică, că mi-a furat-o? De aici? Cum te miști? Acum ca și când s-a încheie și dar ne întoarce și dăm cu ăștia cu apă. S-a terminat concertul ăsta aici alături de berechet. Berechet, spune o părere la concertul ăsta de azi. Vă pupăm, mulțumim, ne auzim la Buzău. Vlad Arena! Wow! Păi are berechet concert, au venit toți pentru mine, au plătit bilete pentru mine. Iau de berechet la ei. Ești gata pentru intrarea asta genială? Dați-vă câte lume e, e multă lume rău de tot. Hai! Vrei domnul și Vlad Arena! Acum,
burtă, pe burtă. Ne auzim mâine la Buzău și pe mine la Rădăuți, dragii mei. Vă pup. Sunt cursarul Jeanne Sope, nau, nau, ciu moment opera. Crac, 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 crou, crac, 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 crou, lovește din nou. Din nou. Mafia! Salut, frate, vino încoace să-ți arătă în jurul camerei de la pensiunea de boss. Frate, nu știi care ne-au cazat tot timpul când a fost mai greu. Sunt aici rău de fratele meu Dulca. Și bine m-am găsit la în primul rând, ne scuzați și nouă, camera asta mediteranean așa. Avem în primul partul ăsta mediteranean. Acest frigider S-clase. E cam gol. Nu-i nimic. Și zic, astea sunt căști de gaming de la frații noștri de la. Ce avem aici, această cameră, acest dormitor S-class, aici voi dormi eu, balconul, balcon, frumos, 2 metri pătrați dacă ar fi să fie așa, ei sunt doi, mă, 2 metri pătrați aici? Sunt, nu? Bă, sunt. Gârbau, salut, gârbau! Everyone, everyone, must! One final word for the vlog, bro. Subscribe to Matrix. Iubesc toată. Bună dimineața, Costinești. Este ora 1:30. Aseara a fost o seară excepțională. Suntem aici cu Neymar. Și vedem ce urmează. Și l-am prins chiar aici pe Dulca în a treia zi de festival. Dulca, vreau să-mi zici, te rog eu frumos, cum ești astăzi? Cum te simți astăzi? Mă simt cel puțin. Ok, frate, noi astăzi facem outfit. Vreau să-mi zici, te rog frumos, cu ce ești îmbrăcat de sus în jos. Și Matei de pe scenă. Cu bărta cum și Matei de pe scenă. Cum ești, Matei? Cum te simți astăzi? Bine, am prins de energie. Ok, frate, noi astăzi facem office, că în primul rând vreau să-mi zici cu ce ești îmbrăcat de sus în jos. Uite, am papucii ăștia de la The Boss. Am asta, șlipsii ăștia. Am aici chiloții tot cu roșu, să nu mă gândesc că sunt tot în roșu. Am ăsta de la e nou brand, l-am luat din obor, nu știu. Are valoare pe el la 40 de grade să vă trăiască. Șosete avem, șosete. Artist de la Plata Arena, cum te numești? Numele tău de scenă. Salut, eu sunt El Pollo Loco. Îți fac edit. Mamă, ești artist, nu vine să crede. Ești artist la Plata Arena. De unde e asta? Eu cânt. Ce cânti? La saxocar, la cea târnă, la plăcușă. Ne auzim la Buzău. Am tras pe dreapta la un mic popas în cea mai șmecheră localitate. Dulca, cum se numește localitatea? Sat Smirna. Shakira, waka waka, deci toată lumea, voi nu mai întrebați în comentarii dacă sunt supărat pe berechet, că nu ne certăm de la femei. Crepați că face bine, puneți comentarii multe. Vă pup, vă iubim, Valea. Și care mai aveți ceva de comentat, vorbiți cu Mario. Am ajuns la Buzău, Camden. Meanwhile, veniți după mine, fraților, să facem totul camerea alături de berechet. Eu doar filmez. Cam uitați. Așa, Mario care a luat-o greșit. Băi, ești nebun la cap. Am ajuns la oraș, am ajuns. Așa. Avem cartela, frumos. Haideți să vedem camera. Wow. Baia este baie, veniți cu acest fac și turul camerei ca Dorian Popa. Bă, destul de măricică baia. Da, uite aici. Și avem un televizor Samsung Smart TV. Un view frumos direct. Nu e balcon, Buzău puncte minus, că nu e balcon. Ce să facem? O notă așa per total. Eu o să dau, fiind de la țară copil, nota 7. Am ajuns și noi la Buzău. Urmează să mergem să mâncăm, după care urmează să mergem la concert și să vedem și noi ce mai facem pe aici. Voi stăteam acum pat cât mă îmbrăcam și toate chestiile astea și mă gândeam, bă, cât de tare e chestia asta, gen să cânti așa în toată țara. Vezi toată țara cu și tăi pe distrezi. Nu, mă, și ce mi se pare super tare e că am văzut și eu cum e să fie așa în tur și cu ocazia asta ați văzut și voi prin vlogul meu cum e să fie așa în tur. Oricum mai avem acum concertul ăsta, după care trebuie să ajungem acasă și bă, nu mai pot de foame pe bune, acum chiar nu mai pot de foame. Ia vedeți burger ce mi-a venit. Mi-a comandat Big Burger și pe bune e Big Burger. Haide că mănânc și eu. Ne auzim direct de la concert. Ia vedeți, mâncă aici cu voastră, am ajuns la concert. Bereche DJ, s-a strâns lume. Ia dă-te să filmez publicul. Ia vedeți, om, ce mi-a pus acolo viața mea. Meiti, băgăm în Brawlstar. Mi-au dat ăștia telefonul ăsta de joc Brawlstar. Ia ce se iau de aici, de pe ciuc. Stai așa să... Vă pup și eu sunt prea drăgostit aici la Brawlstar. Gata și concertul de la Buzău numărul 1. Buzău, vreți să vă mint cum a fost scena aia și erau toți așa pe scenă. Mi-a fost drag rău de tot de ei. L-avem și pe berechet aici care auziți și voi. Nu mai am voce. Auziți și voi, vedeți și voi după voce cum a fost. Buzău, vă iubim. Buzău numărul 1. Da, mă, fraților, obosiți, rupți, am ajuns în București, n-am mai stat la Buzău. Cam asta a fost cu vlogul. Vă iubim. Noi sperăm că v-a plăcut. Mulțumim frumos Dulca, mulțumim frumos Mario, mulțumim frumos berechet, mulțumim frumos Sky, mulțumim frumos Mihail din spatele camerei, poți să te filmezi pe tine. Numărul 1. Zi, închide. Vă pup, băi!